Imaginația contrabandiștilor din Moldova n-are limite, iar odată ce metodele moderne au început să fie depistate tot mai ușor de către oamenii legii, un individ din nordul țării a încercat un nou truc folosindu-și căruța. Acesta a încărcat 200 de butelii cu alcool pe care le-a camuflat în snopi de porumb. La prima vedere, totul părea normal. Totuși, faptul că acesta se afla la 500 de metri de frontieră le-a dat de bănuit polițiștilor care i-au verificat căruța. Iar aici, surpriză, sub snopii de porumb se aflau și 10 saci tixiți cu butelii din plastic a câte 1,5 litri fiecare, care au fost confiscați. Totodată, pe numele bărbatului de 45 de ani, a fost inițiată și o cauză penală.